Salut, sunt Casian de la Snobest.ro, blogul consumatorilor informați și responsabili. Iar dacă îți pasă și bei, cred că ar fi cazul să mă urmărești. Așadar, astăzi o să prezint un scotch interesant, care cred că în România îl găsim mai des pe rafturi, însă, din păcate, aș zice, din nefericire, trecem cam prea des pe lângă el. Passport Scotch. Ce știm despre Passport Scotch? Este un whisky foarte tânăr, relativ tânăr în industria de profil, născut undeva în anii 60, inițiat de către compania Seagram, care are de fapt origine undeva în Canada, însă e foarte interesant istoria companiei, care a dat kicks major undeva prin anii 70 la sfârșit, 80. Și astăzi, desigur, este în portofoliu, a fost preluat integral în portofoliu companiei Pernod Ricard și, sigur, divizia armată, ca să nu zic altfel, la whisky-ul lor, care începe de la segmentul entry și premium, e vorba de Chivas Brothers. Passport Scotch este, din nefericire, foarte, foarte puțin întâlnit în Marea Britanie, spre deosebire de Bells, despre care am mai povestit, sau alte scotch-uri, însă cu o notoritate deosebită, mai ales în câteva dintre zonele extrem de profitabile, este vorba de SUA, se vine bine, Corea de Sud, din nou, da? Cine s-ar fi gândit, Spania, mai nou și Grecia, și, surpriză, surpriză, este numărul 2 în Brazilia. Practic unul dintre cele mai bine vândute în ultimii 20 de ani în Brazilia. Sigur că îl găsim și în Mexic, îl găsim și în Guatemala, îl mai găsim practic în toate statele din America Latină, probabil și prin Indonezia. Dar foarte puțin sunt conștienți de fapt că e o opțiune foarte interesantă. Aș putea să zic este, dacă vreți, copilul din flori sau copilul neglijat al familiei Chivas Brothers. De ce spun chestia asta? Este un preț foarte bun, prețul lui variază undeva între 39 și 42, 43 de lei. Eu l-am luat săptămâna asta undeva la un 41 de lei. Cu alte cuvinte, mergem undeva către 8, 9, 10, maximum 11-12 euro. Și ceea ce este interesant este că este o propunere diferită din partea producătorilor. Așadar, în primul rând, s-a născut relativ târziu, în anii 60, și a fost produs de către divizia William Longmore and Company, deținută inițial de Seagram, pentru ca ulterior acest brand să fie relativ cunoscut, mai ales, așa cum spuneam, în America Latină. A fost construit practic în atmosfera anilor 60-70, când vechea lume era deja zguduită de mișcările contestatare, tinerești, și de fapt este descris ca fiind un young and vibrant personality. Cu alte cuvinte, un whisky tânăr, exuberant, cu o personalitate marcantă. A fost gândit practic pentru a îmbătrâni împreună cu această generație anilor 60-70 și în continuare a rămas, mai ales în aceste zone de care povesteam, extrem de popular. Ceea ce îmi place la acest whisky este, odată, sticla, vedeți, pătrățoasă, dreptunghiulară, ușor vetustă, seamănă cu un produs de farmacie de secol 19 târziu. Pe partea laterală scrie gravat pe sticlă, este Passport. La fel și din coace. Este o etichetă relativ simplă, cu argintiul pe negru, cu scris verde și cu 5 elemente heraldice, probabil, zicem noi, regiunile din care provin blendurile care contribuie la, adică malturile care contribuie la acest whisky. Este îmbuteliat la 70 de centilitri, adică 700 de mililitri și are un volum alcoolic de 40%. Da?
Practic, ceea ce trebuie spus că este un grain whisky în principal, adică predominant un 60 probabil, zic eu, cu 40 malturi, da? Și că majoritatea sunt din regiunea Speyside, cu alte cuvinte, din zona Highland de nord, da? Unde e cea mai mare concentrație de distilării. Ok, destul despre prezentarea acestui blended, îl deschidem, hai să vedem de fapt ce ne povestește. Avem partea bună, deja, un dozator, cu alte cuvinte, nu se toarnă ca celelalte whisky-uri, ceea ce ne face să credem deja că acest blended este, în primul rând, destinat consumului în cocktailuri. Hai să vedem. Odată, culoarea este galbenă, senzația mea este că un galben pronunțat, ușor caramelizat. Cu alte cuvinte, sigur, sunt convins, deși e sticlă verde, are în compoziție caramel alimentar pentru a da mai multă tentă galbenă. Nu-i neplăcut. Mirosul ăsta este foarte interesant. Este floral, plăcut, dulceac. Practic asta este nota fundamentală, miros floral și eventual fructat. Hai să văd și cum e. Da. Vedem și cu apă. Deci, practic, nota fundamentală este cea florală și fructată, cu ușoare arome dulcege. Prietenos, cremos, aș putea să zic, un pic uleios, însă moale, nu este agresiv. Deși în gâtlej, acolo simți o ușoară încălzire în momentul în care îl îngurgitez, dacă este simplu. Hai să-l amestecăm un pic. Da, nota fundamentală este undeva zona dulceagă, fructată, un pic ușor caramel, un pic de malț. Ușor amărui, la un moment dat, un gust. Nu foarte agresiv, plăcut, relativ prietenos. Postgustul nu este foarte lung, este mediu, ca și corpul. Moale. Un whisky fain. Cu alte cuvinte, pentru prețul ăsta, pentru blended-uri, pentru băut cu prietenii, îl recomand absolut fără niciun fel de rezervă. Prețul relativ competitiv, sigur, mie mi se pare că Vatul 69 îl bate la categoria asta, însă pentru cei care sunt în căutare de experiențe interesante, pentru experiențe din punct de vedere gustativ noi, îl recomand fără rezerve, merge la party-uri, merge și simplu și mixat în diferite cocktailuri. I-aș da undeva un 6,5-6,7 și chiar sunt încântat că pe piața românească are un preț atât de competitiv care poate să substituie, de exemplu, un Red Label oricând, la orice oră. Cam atât am vrut să vă spun despre Passport Scotch Blended Scotch Whisky, da? Nu uitați, e foarte important ce, cât și cum beți, pentru că snobles obliși și mai ales ceea ce aș vrea să vă rog este să dați un subscribe și un share și până data viitoare vă salut cu tradițional Slangy Bar. Cheers, mate!